Bună ziua și bun găsit o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi este ministrul transporturilor și lider al PSD, Sorin Grindeanu. Bună ziua, domnule Grindeanu. Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație. Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin. Bună ziua. Domnule Grindeanu, o să discutăm despre transporturi, despre infrastructură în această emisiune pe larg, dar înainte de toate am să vă întreb, e totuși știrea acestor zile, anunțul acestor zile, sunteți și unul dintre liderii importanți ai coaliției. Președintele Klaus Iohannis și-a anunțat public candidatura la șefia NATO. Am văzut și eu în această săptămână anunțul domnului președinte. Mă gândesc că n-a făcut acest anunț doar pentru așa a intra într-o competiție fără să-și măsoare foarte bine șansele. Dacă cumva ar fi cu succes această competiție, eu nu m-aș bucura, dincolo de diferențele politice care îmi despart. Până la urmă ar ajunge un român într-o funcție importantă la nivel mondial, ceea ce e un lucru bun pentru țara noastră. Dar nu îi știu șansele în acest moment, chiar nu cunosc. Știați dinainte că intenționează? Știam tot de la dumneavoastră, de la presă. Am văzut aceste zvonuri apărute în urmă cu câteva săptămâni, dacă nu mă înșel, dar nu era nimic oficial. Săptămâna asta am văzut oficializat această candidatură, o să vedem șansele. Repet, dacă ar fi încununat de succes, ar fi un lucru bun, spun eu, pentru România. Și dacă nu ar fi încununat de succes, dacă n-a reușit să devină secretar general NATO, ar fi tot un demers bun faptul că și-a depus această candidatură? Atâta timp cât încerci să joci anumite lucruri la nivel european, în cazul ăsta mai mult decât european, vorbim de Alianța Nord-Atlantică, și intri într-o bătălie și din perspectiva mea nu te înscrii doar de dragul de a te înscrie, ci probabil că ai și anumite calcule, cred că ar fi bine să așteptăm să venim în finalul acestor, să spunem, calcule politice pe care mă gândesc că și le-a făcut domnul președinte, având în vedere că e un an în care discutăm și de alegeri europarlamentare, discutăm de funcții inclusiv la nivel european, Consiliul European și toate lucrurile despre care s-a mai vorbit. Haideți să vedem sfârșitul acestui an doar și modul în care se așează toate aceste negocieri politice europene și nu doar europene. Nu e doar o candidatură la nivel individual a președintelui, este o candidatură care ar trebui să fie susținută de România, adică și de guvern și de toate instituțiile statului român. Spuneți-mi, mai există alte funcții pe care România le vizează și care să facă parte din acest pachet de negociere? Eu nu am cunoștință de așa ceva. Recunosc că nici nu e un domeniu pe care să-l cunosc foarte bine. Probabil că primul ministru și, în mod sigur, ministrul de externe, doamna Udovescu, știu mult mai multe. Dar cert este că în momentul în care s-a făcut aceea, aveți dreptate. Nu e o candidatură în nume personal, o candidatură de acest tip. Are, din ce am văzut declarațiile primului ministru, are suportul și a guvernului din aceeași perspectivă pe care am spus-o eu mai devreme. Bun. Ne întoarcem la infrastructură, domnule ministru. Vă rog. Banii PNRR. În ce stadiu sunt în momentul de față investițiile care au început pe bani din acest fond de reziliență? Cred că în acest moment sunt cel mai mare, nu știu dacă e cuvântul corect, cheltuitor de bani din PNRR. Și lucrurile merg înainte, deci e foarte bine să intre și transferele următoare de bani din PNRR, pentru că proiectele de infrastructură înaintează foarte bine, cele finanțate din PNRR. Principalul proiect finanțat e A7-le. Principalul, așa cum am spus, proiect PNRR, și care anul acesta ar trebui să, din cele 13 loturi, să avem finalizate 4. Eu zic că vor fi 6 cu șanse de 7. La cum am văzut, în urmă cu 2 săptămâni am fost pe toate aceste loturi. Sunt șanse de 7 loturi. De finalizarea în acest an, da, spuneți? Da, da.
Da, am spus bine. Adică oamenii vor circula pe 7 loturi din autostrada Moldova? Am spus că 4 au termen. Eu cred și aproape sigur că vor fi finalizate 6. Chiar 7, al 7-lea fiind cel care este în jurul Ajudului, care ar ajuta foarte mult, foarte mult, pentru că, așa cum știm, se blochează foarte mult circulația la traversarea orașului Ajud, și unde, cred că săptămâna trecută, a început să se toarne asfaltul. Deci, repet, termenele sunt majoritatea în 2025 pe A7, mm-hmm. 4 dintre ele au totuși termen în 2024, nu doar că vor fi finalizate aceste 4, dar eu cred că vor fi alte 2, posibil 3 loturi, ceea ce ne duce în situația bună în ceea ce privește transporturile, de a putea accesa toate sumele prevăzute inițial, iar pe celelalte contracte finanțate din PNRR, pe diferența de 6 loturi din A7, de asemenea se lucrează, nu e niciun fel de problemă, cam ieși cumva din deadline-ul de 2026 exclus. Majoritatea se vor termina anul viitor, adică cu un an mai înainte de acest deadline și conform contractului anul viitor. În 2026 se va finaliza și celebrul tunel sau acel lot cu urș, dar fără urș, la granița dintre Timiș și Hunedoara, de la marginea la Holdea, pentru că s-a intrat la lucrări, s-a terminat faza de da, proiectare, este intrat la lucrări. Foarte bine că se lucrează pe A7, este practic autostrada sud-nord, autostrada corect. Moldovei. Moldovenii însă țin foarte mult la autostrada A8, care leagă practic Moldova de vest. E, aici sunt doar două capete finanțate prin PNRR, care sunt contractate. Și mai este lotul de munte, care nu este din banii ăștia. Da, care e lotizat. Care este care lotizat. Spuneți-mi care este stadiul aici, pentru că am văzut că există niște fricțiuni între companii care își pasează birocrația. Toată lumea dorește să se facă A8-ul, pentru că e corect. Nu doar că leagă Moldova de Transilvania, Moldova, provincia noastră istorică, ci merge și peste graniță, Ungheni, Chișinău, într-un final și trebuie să ne ducem, să legăm și Republica Moldova de vestul Europei. Deci nu e doar acesta scopul, să spunem, intern. Pentru capete există finanțare din PNRR, cum foarte bine ați spus, pentru cei 160 de kilometri de zonă muntoasă, finanțarea este asigurată prin programul operațional de transport. Sigur că e o sumă nu mică, dar pentru care finanțarea este asigurată tot din bani europeni. Pentru că eu am mai spus la emisiunea dumneavoastră, niciun proiect de la Ministerul Transporturilor major nu are altă sursă de finanțare decât banii europeni. Și de aceea trebuie să continuăm să găsim soluții pe banii europeni. Dar revenind la întrebarea dumneavoastră, în următoarele, zic eu, hai să zic o lună, că nu vreau să iau termene de care să nu mă țin, vor fi scoase următoarele două loturi din zona muntoasă. Deci mergem spre munte, vor fi scoase la licitație. Deci vom înainta astfel încât în, cred eu, anul acesta până la final să reușim să scoatem toate loturile la licitație. Deci se înaintează. Eu zic că într-o lună următoarele două vor fi scoase. Deci în 2024, ăsta este deadline-ul dumneavoastră, practic va fi contractată toată autostrada A8 de la Târgu Neamț la Miercurea Nirajului, Târgu Mureș. Hai de să spunem Mureș? În mare. De la Târgu Mureș la Târgu Neamț. Deci, practic, la anul am avea șanse să se lucreze pe tot A8. E și fază de proiectare. Vor fi câteva luni de proiectare. Nu e pe FIDIC roșu. Mm-hmm. Este pe FIDIC galben, proiectare plus execuție. Adică sunt câteva luni totuși de proiectare. Iar zona de munte e o zonă care probabil va necesita o birocrație mai mare decât cea obișnuită, pentru că sunt zone, unele zone sunt și zone protejate. Sunt arii protejate, se
versează Carpații și prin unele zone chiar protejate. Și atunci trebuie luate toate aceste avize, care mare parte dintre ele au fost luate. Eu cred că, indiferent de guvernele care vor veni în anii viitori, infrastructura în Moldova nu doar că va duce la ridicarea regiunii respective, ci va fi cheia pentru creșterea economică a României. Eu așa văd lucrurile. E o zonă care odată ce a investit și lucrul ăsta se întâmplă, a început să se întâmple și trebuie să continue în anii viitori, e cheia dezvoltării României economice, creșterii economice a României. Luăm o scurtă pauză, domnule ministru, ne întoarcem însă imediat, rămâneți alături de noi. Ne-am întors în fața ta, continuă, ministrul transporturilor Sorin Grindeanu este invitatul zilei de astăzi, ne vorbeați despre autostrăzi făcute cu bani europeni, unele dintre ele, A7-le, ne spuneați că mai multe loturi decât cele preconizate e posibil să fie terminate anul ăsta, ne vorbeați și despre autostrada Moldovei. Facem o paranteză, domnule Grindeanu, înainte de a ne întoarce la alte investiții în infrastructură. Dacă cineva vine către dumneavoastră și vă spune așa, domnule, Uniunea Europeană vrea să dea ordine Bucureștiului. De ce să vină UE și să ne facă nouă ordine în țară? Ce răspundeți, domnule Grindeanu? Ei, l-aș lua și aș spune, în primul rând, m-aș duce cu el pe un șantier. În Moldova, că tot am vorbit. Și am merge pe toate cele 13 loturi, ba chiar și pe alte șantiere, până să ajungem pe A7. Putem să mergem și pe A0 în jurul Bucureștiului, că tot ați amintit, să-i spun că toate aceste lucrări sunt pe bani europeni. Și că niciodată, și am ocupat destule funcții în România, n-a venit cineva de la Bruxelles să-mi spună, să-mi dea ordine. Exact ceea ce spunea dumneavoastră. Nu există exemplu mai bun de beneficiu net pentru țara noastră după Revoluție, dincolo de democrație, libertate și toate celelalte lucruri esențiale și ele, decât un calcul simplu matematic de când am intrat în Uniunea Europeană, în 2007. Contribuția României a fost în jur de 30 de miliarde în toți acești ani. Banii care au intrat în țară, prin fonduri europene, vreo 90, dacă nu mă înșel. Deci de o diferență de 60 de miliarde. Simplu calcul matematic. Regulile europene nu spun impunere. N-am văzut niciodată așa ceva. Noi am vrut să intrăm și bine am făcut că am intrat și în NATO și în Uniunea Europeană, pentru că locul nostru este în aceste familii și e bine să rămânem în continuare. Pentru că accesele astea de excesele, de fapt, populism prost înțeles, nu duc niciodată la lucruri bune. Puneți-mi, pentru că sunt lucruri pe care le cunosc, ce aveți, domnule, cu Brașovul? Autostrăzile din jurul Brașovului sunt într-un etern stadiu de fezabilitate. Autostrada spre Bacău, de pildă, se încurcă A13. În studiu de fezabilitate. Autostrada Comarnic-Brașov, pe care nu o să circulăm în timpul vieții noastre. Autostrada spre Sibiu. Mă rog, acolo au început să se deblocheze lucrurile. Spune-ne cele trei dureri ale... Sibiu-Brașov. Unui locuitor din Brașov. Ok. Sibiu-Brașov. Începeți cu ce vă convine. Nu, cu toate ating. Sibiu-Brașov, pentru loturile de la Sibiu la Făgăraș, anul trecut am semnat toate cele 4 contracte. Deci, lucrurile înaintează. În acest moment, avem 4 din 4 contracte semnate, sunt la faza de proiectare și se va intra, după ce se termină aceste contracte, în faza de execuție. Urmând să se finalizeze studiul de fezabilitate și eu sper să se finalizeze anul acesta. Iarăși e o problemă nu neapărat care ține de cei care trebuie să realizeze aceste studii de fezabilitate, ci și de termenele necesare pentru avizele de mediu. Urmând să intre la licitație și bucata Făgăraș-Brașov. Asta e una. Da? Când intră la licitație?
Dacă se finalizează, și eu sper să se finalizeze studiul de fezabilitate până la sfârșitul anului, mi-aș dori să pot să lansez. Dar sunt termene care țin de avizele de mediu. Eu cred că sfârșitul anului e un termen cât de cât realist. Și realist sau optimist? Un pic spre optimism. Dar anul viitor, pe vremea asta, ar putea fi, lansată și licitațiile de la Făgăraș spre Brașov, așa cum au fost făcute, și repet, probabil că la anul pe vreme, nu probabil, în mod sigur, unele dintre cele patru loturi, dacă mă înșel, două dintre ele, ar trebui să înceapă lucrările anul acesta, adică să se finalizeze faza de proiectare pe două din patru de la Sibiu la Făgăraș. Anul acesta se întreabă execuție. Făgăraș, Brașov să intre la licitație. Corect. Ok. Și să se închide. A 13. A spre fost Bacu. Anulat... Nu. A fost contract semnat prima oară. A fost un contract semnat pe studiu de fezabilitate pe A 13. A venit compania, înainte de a veni eu ministru, a venit compania care a câștigat acea licitație și a spus că renunță. Că au foarte multe lucrări și că ei nu mai pot să facă și a 13. Am reluat licitația, n-ai ce să faci, re-licitația, n-a venit nimeni. N-a putut fi dată această... Dar de ce? E documentația de așa natură încât nu atrage investitorii? Că la celelalte proiecte de infrastructură pare să că se înghesuie. Sunt multe companii care vor. Ce se întâmplă? Până la urmă e documentația pentru realizarea unui studiu de fezabilitate. Nu trebuie să te duci în teren. Deci eu vorbesc de licitația pentru realizarea studiului de fezabilitate, care e premergătoare celorlalte. Da. Mi-e greu să vă dau... Și acum la ce stadiu e? Unde suntem? Acum suntem în situația în care, urmarea unor clarificări venite de la ANAP, cred că putem să avem un câștigător probabil în următoarele săptămâni. Au venit acele clarificări. Pentru studiul de fezabilitate. Da, păi acolo am fost, în acea situație. De-aia m-am mirat faptul că, n-a venit nimeni. Sigur, realizarea studiului de fezabilitate înseamnă și inclusiv studiile geo. Ceea ce înseamnă să mergi în teren și să vezi... Deci în câteva săptămâni spuneți că aveți un câștigător. Nu este vorba și de execuție, este doar studiu de fezabilitate. Corect. După care faceți o altă licitație pentru execuție. După ce se termină studiul de fezabilitate, dacă vom considera necesar să facem licitație pe FIDIC galben, vom licita proiectare plus execuție. Cum majoritatea s-au făcut în România, mai puțin a șaptele, unde avem FIDIC roșu, aveai deja proiectul și ai mers direct pe faza de execuție. M-a mirat faptul că n-a venit nimeni în urmă cu câteva luni. Repet, acum vreo... Nu, săptămâna trecută am primit răspunsul de la ANAP, un răspuns pozitiv, ceea ce ne duce în situația de a putea să închidem într-un final acest studiu de fezabilitate. Ceea ce înseamnă că licitația va fi când? Pentru execuție? Dacă... Haideți să vedem și termenele de finalizare a studiului de fezabilitate. Adică să vedem cum se finalizează, pentru că, v-am spus și mai devreme, nu sunt doar termene care țin de firma care câștigă acea licitație, sunt acele termene absolut obligatorii cu care nu poți să negociezi sau la care nu poți să negociezi nimic, acele termene pentru avizele de mediu. Iarăși vorbim de o traversare a Carpaților, unde în mod sigur și pe acele zone avem arii protejate și lucruri de care să ținem cont. Mi-e greu să vă spun acum care ar fi termenul după ce se semnează. Dar în momentul în care semnăm contractul, se va vedea. Și eu sper să se semneze în săptămânile viitoare, având acest răspuns pozitiv de la ANAP. Pentru Brașov... Comarnic. S-a terminat, deși mi-aș fi dorit, și am și spus public, că mi-aș fi dorit ca până la sfârșitul anului 2023 să reușesc să lansez prima bucată. E adevărat, una nu foarte lungă, dar cu multă importanță, dacă veți, în intersecțiile de acolo, de la Codlea la Ghimbav, dacă nu mă înșel.
cred că sunt vreo 7 sau 8 kilometri, dar care leagă toate celelalte drumuri care vin spre Brașov. Mi-aș fi dorit să se termine la sfârșitul anului trecut și a fost o chestiune pe care am spus-o public, n-a fost posibil, s-a terminat într-un final și în aprilie lansăm la licitație prima bucată, în sfârșit, e adevărat, nu foarte lungă, dar sper să-și mențină ritmul cei de la firma care fac studiul de fezabilitate. Vă mai spun o chestiune. Și lucrurile astea, să știți că n-aș dori să fie interpretate altcumva decât le spun. În România are acest program operațional de transporturi. În acest program, intră tot ceea ce vă aminteam mai devreme și nu doar. Fie că vorbim de secțiunea de mijloc din A8, fie că vorbim de ce aminteam mai devreme, Pașcan-Siret, fie că vorbim de zona de sud, la fel de importantă, de la Craiova la Lugoj, Craiova, Severin, Caransebeș, Lugoj, prin care să legi zona. Toate acestea sunt proiecte prevăzute în programul operațional de transporturi. La fel, Comarnic-Brașov. Noi am aprobat, cred că la vreo lună am aprobat, după ce am venit în această funcție, la finalul anului 2021, un plan național de investiții. După un dialog cu Comisia Europeană, pe 10 ani, care ar spune pe scurt următorul lucru. Dom'le, ca să ajungem cât de cât la o infrastructură decentă în România în următorii 10 ani, avem nevoie de vreo 70 de miliarde de euro. Și nu vorbim doar de autostrăzi, vorbim de toate tipurile de transport. Vorbim și de feroviar, vorbim și de nou terminal la aeroport, vorbim de investiții în naval. Asigurate în acest moment că vorbim de programele operaționale obișnuite ale Uniunii Europene, a fost POIM-ul, acum ai POT-ul, da? Că vorbim de PNRR, că vorbim de CEF, Connecting Europe Facility, ne ducem undeva pe la 40 de miliarde. Rămâne un rest de vreo 30 de miliarde pentru următorii ani, la care trebuie să asigurăm finanțare. Sigur, o parte îți vine din bugetul de stat și vor trece unele lucruri finanțate direct din bugetul de stat fără a avea acea componentă de fonduri europene. Dar cred că trebuie găsite și alte soluții. În acest punct de vedere am insistat ca în sesiunea trecută în Parlament să se adopte și s-a adoptat și a și fost promulgată o nouă lege a parteneriatului public-privat. Eu cred că e una din soluțiile prin care putem să acoperim această diferență de 30 de miliarde. Nu era foarte actuală legea pe care o aveam până anul trecut și asta vă spun... Adică vreți să ne spuneți că iară faceți autostrada Comarnic-Brașov? Nu, vreau să vă spun că diferența de 30 de miliarde nu avem de unde să o scoatem decât găsind soluții. Nu, și asta ne spuneți că va fi parteneriat public-privat pe această autostradă care este de fapt o fata morgană a infrastructurii? Nu, eu vă spun că există o listă de proiecte, toate eligibile pe programe europene, toate. Doar că n-ajung banii europeni care se termină. Vor avea finanțare. Dacă se termină mai repede, nu știu, Pașcani-Suceava, că tot am vorbit de el, sau Pașcani-Siret, din acea sumă, din banii europeni, acea sumă va fi decontată. Toate aceste lucruri te duc până la 40 de miliarde. Oricât am face noi, maxim. Diferența ca să ajungi la acea rețea, cum vorbeam, decentă, e de încă 30 de miliarde. Pentru aceste 30 de miliarde, poate Craiova, Severin, Caransebeș, Lugoj, va fi pe PPP. Toate aceste proiecte, toate, și nu vreau, de-aia am spus că nu vreau să fiu înțeles greșit, sunt eligibile în acest moment pe fonduri europene. Dar nu toate vor ajunge în momentul decontării să poată să aibă și aceste soluții. Inclusiv Comarnic-Brașov intră pe parteneriat. Comarnic-Brașov poate fi o soluție. Am spus poate fi. Dacă lucrurile vor înainta foarte repede, am dat exemplu de sectorul de la Cotlea.
În mod sigur, începând sau dacă semnăm anul ăsta și vom semna anul ăsta contractul, va fi pe bani europeni. Și dacă va fi pe PPP. Parteneriat, va fi cu taxă, va fi autostradă cu taxă. Astea sunt lucruri pe care o să aproape sigur, da. Mm-hmm. Scuzați-mă, am mers cu toții în Europa. Deci ar fi o prima autostradă cu taxă asta, cu Manic Brașov, dacă în momentul în care, realiza. În momentul în care vom ajunge totuși la un sistem cât de cât decent de autostrăzi în România, eu cred că va exista un sistem de vinietă, de taxe. Ați mers undeva în Europa și n-ați plătit în afară de Germania? Dar și în România se plătește. Se plătește acea rovinietă care ești pe drumuri naționale, dar eu vorbesc, ați mers în Italia, plătești când ai urcat și când cobori. Ați mers peste tot, în afară de Germania, peste tot în Europa se plătește. În Ungaria, în Austria, și peste tot. Inclusiv la cele deja existente să introduceți această taxă de autostradă? Doar în momentul în care e finalizată această rețea. Nu poți să ceri bani românilor, în special în momentul ăsta, când tu urci pe autostradă, de exemplu, te urci la Timișoara și vrei să te duci până la Sibiu. Te dai jos la marginea că s-au gândit unii să facem pasaje pentru urși. Reurci la Holdea pe autostradă. Nu cred că poți să ceri bani până nu ai un sistem decent. În momentul în care ai acest sistem decent, să știți că e cerință în PNRR să pui un sistem de taxare. Și e bornă în PNRR. PNRR-ul nu l-am făcut eu, au fost niște deștepți înainte care l-au făcut. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, rămâneți alături de noi. Ne-am întors în fața ta continuă. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, este invitatul zilei de astăzi. Înainte să trecem la alte subiecte, v-aș mai întreba ceva despre infrastructură, domnule ministru. Podul de la Brăila. E o adevărată sagă cu acest pod, care arăta spectaculos. Arată în continuare spectaculos. Arată în continuare spectaculos, dar și periculos. Vedem, aici vă contrazic. Nu e periculos. Nu e periculos și nu e pus o secundă în pericol siguranța șoferilor și a celor care traversează podul de la Brăila. Asta, dacă era pus în... Bănesc oprea circulație. Da, nu era altă evident. Cale. Deci aceste lucruri nu pun în pericol siguranța celor care traversează. 1. 2. Dacă aș da timpul înapoi, același lucru l-aș face. În momentul ce poate fi folosit acest pod și a putut fi folosit undeva la jumătatea anului trecut, prin iulie, dacă nu mă înșel, l-am dat în circulație. De ce? Pentru că scurtează foarte mult timpul, folosește foarte mult. Eu l-am traversat de câteva ori, sunt convins că foarte mulți români l-au traversat în această vară, mergând spre Delta sau mergând spre litoral, dinspre Brăila. Bun. Care sunt problemele acolo? Noi n-am semnat încă recepția, așa cum bine știți. Sunt lucruri pe care constructorul sau companiile, consorțiul respectiv trebuie să le remedieze. Am văzut săptămâna aceasta că au apărut anumite tasări. Să știți că aceste lucruri erau anticipat sau s-a anticipat că poate să apare asemenea tasări. De ce? Vorbim totuși de o zonă la malul Dunării. Pământul nu e rocă acolo să fie foarte solid. Toate aceste lucrări neprevăzute au fost, de fapt, dacă îmi permiteți un joc de cuvinte, prevăzute prin proiectul inițial. Ei vor fora, vor consolida toate acele lucruri care s-au așezat în această perioadă. Nu voi semna și nu vor semna cei de la CNAIL și acestea să știți că au fost observații care au venit de la noi. N-a mers cineva, am văzut CNAIL-ul, e cel care a semnalizat toate aceste lucruri, nu altcineva. Când vor fi remediate toate, când toate aceste lucruri vor fi așa cum am spus, remediate, se va semna și recepția. Bun. Despre o altă consolidare aș propune să discutăm, una politică, care pare că s-a realizat, dar nu peste tot. Liste comune la europarlamentare cu Partidul Național Liberal și candidați comuni la locale în anumite zone. Cel de-al doilea, dacă primul proiect a părut a fi unul de succes, adică acolo e mai simplu, cu lista comună, cel de-al doilea pare mult mai greu.
mult mai dificil. La București e de precizat că întâlnirea noastră are loc miercuri, emisiunea e difuzată sâmbătă, joi și vineri. Se vor întâmpla multe lucruri, dar totuși e o discuție care durează de ceva săptămâni și pare în impas în momentul ăsta. Important e următorul. Să venim în fața Bucureștinilor și nu doar la București, mai sunt și alte locuri în țară unde e posibil să existe candidați comuni, PSD-PNL. Eu nu încurajez aceasta. Și știți foarte bine și v-am mai spus și la emisiunea noastră că cel mai bine ar fi să se candideze separat pe alegerile locale, dar vor fi locuri unde vor fi, nu doar în București, vor fi candidați comuni. Eu cred că Bucureștiul are nevoie de o nouă administrație. Știți, și Timișoara are exemplu, de exemplu, nevoie de o nouă administrație. Și vă spun că poate și alte, în mod sigur și alte orașe din țară. Nu poți să-ți arăți să fii un foarte bun administrator, că până la urmă când ești primar, cam asta ești. Și să te complaci, până la urmă provin dintre aleșii locali. Am fost și viceprimar și președinte de Consiliul Local, Consiliul Județean. Să te complaci într-un anumit ritm pe care ți-l impune orașul. Să mă explic. Și dau cel mai bun exemplu la Timișoara. Aproape toți primarii de după Revoluție, a tras orașul după el. Adică n-au contribuit cu mare lucru în a impulsiona ei, prin administrația pe care o conduc, orașul. Și asta se vede. Când tu în PNRR la Timișoara ai numai proiecte minore... Bun. Domnul Grindeanu, doar o secundă. Vă rog. Și m-aș întoarce la București, pentru că știți, e un oraș important. Primarul capitalei are al doilea număr de voturi după președinte, corect. Vot popular. Înțeleg ce spuneți dumneavoastră, sunteți de părere că trebuie schimbat administrația. Da. Întrebarea ar fi cu cine? Că nu pare că PSD-ul sau PNL-ul în momentul ăsta au o variantă. Și am și o adăugare la întrebarea ta, Claudiu. În momentul ăsta aveți un candidat care dorește să se bată pentru București, este doamna Firea. Din punctul dumneavoastră de vedere, ar fi bine pentru PSD să meargă cu doamna Firea în condițiile în care acum 4 ani a pierdut în fața actualului primar? Și acum 4 ani ar fi fost o variantă mai bună decât Nicușor Dan. Astăzi, de asemenea, este o variantă mai bună decât Nicușor Dan. Eu cred că, și repet, vorbim miercuri înainte de deciziile de care pot fi luate joi sau vineri. Astăzi, miercuri, vă spun că eu cred că trebuie să avem candidați comuni pe București. Chiar dacă în ultimele zile a apărut că fiecare va ieși cu candidat. Eu cred că e un semnal important nu doar pentru București, e un semnal important pentru ceea ce am convenit deja, să avem liste comune pentru europarlamentare. Cea mai vizibilă campanie e cea de pe București. Chiar dacă eu sunt timișoreal și nu-mi place lucrul ăsta dacă comparăm Timișoara cu Bucureștiul, dar cea mai vizibilă tot pe București. Este, e normal, e capitala țării. Eu cred că ar fi de dorit aici să avem o candidatură comună, tocmai în ideea pe care deja am agreat-o de liste comune la europarlamentare. Și în momentul în care vorbim de candidaturi comune, nu decide doar PSD-ul sau nu decide doar PNL-ul. Decidem împreună care e acel candidat comun, fie că e PSD-ist sau liberal. Fiindcă e posibil să vii cu candidați care să... Degeaba e candidat comun PSD-PNL. Dar el nu ia niciun vot, dacă e PSD-ist, nu ia niciun vot de la PNL. Sau dacă e liberal, nu ia niciun vot de la PSD. Adică trezește foarte multe, nu știu, reacții negative, chiar dacă noi am impus, adică o candidatură comună. Și la un anume,
candidat comun pentru primăria Haideți București? Haideți să vedem. Dumneavoastră personal vă gândiți? Aveți pe cineva în minte în momentul ăsta? Mi-e greu să îi cunosc pe toți și nici nu îi cunosc pe toți pe care i-am văzut că i-au sondat și colegii de la PNL. Că am văzut sondajele și celor de la PNL. Are șanse foarte bune Piedone? Să știți că are. Că așa la prima strigare. Eu nu știu dacă își dorește să meargă primar general sau vrea să rămână în continuare să candideze la sectorul 5. Dar e văzut foarte bine. E vorbesc de încrederea pe care... pentru că s-a sondat și asta. Are încredere foarte bună Băluță. Foarte bună. Bun. Doamne ministru, am ajuns în momentul emisiunii în care urmează chestionarul în fața ta. 10 întrebări cu răspunsuri scurte, vă rugăm. Întrebarea numărul 1, domnule ministru, ce notă vă dați ca ministru al transporturilor? Nu eu, sunt de cetățenie, nu pot eu. Întrebarea numărul 2, vă place să tăiați panglici? Nu. Întrebarea numărul 3, pe ce vă bazați când spuneți că vom intra în Schengen terestru în acest an? Pe declarațiile și pe faptul că am fost martor la anumite întâlniri împreună cu premierul Marcel Ciolacu, întâlniri care au avut loc și la începutul acestui an și pe finalul anului. Vă rog să dezvoltați, că eu n-am auzit astfel de declarații. V-a mai spus printre rânduri și premierul Marcel Ciolacu că se așteaptă că în a doua jumătate a anului acesta să intrăm și terestru. Vorbim de președinția Ungariei, care are ca punct și declarat acest lucru, inclusiv intrarea noastră în Schengen. Trebuie să insist, ați primit garanții că Austria se va renunța la FETO? Garanții, dar se depășesc și anumite etape și în Austria. Alegerile sunt în octombrie, dacă nu mă înșel. Întrebarea numărul 3, o să revin la această întrebare. Ce ați făcut pentru românii care și-au luat țeapă de la Blue Air? Nu fug de răspundere, dar nu e treaba mea. Cer scuze, eu de fiecare dată când am avut ceva de făcut, n-am fugit de răspundere, dar nu e treaba Ministerului Transporturilor. Vă rog să uitați pe lege tot ceea ce ține de Blue Air în acest moment, de active, de ajutor, e treaba celor de Avas. Nu e responsabilitatea Ministerului Transportului. Întrebarea numărul 5. Nu știu cine a pus întrebarea asta în chestionar. În ce an vom circula de la București la Brașov pe autostradă? Eu cred că dumneavoastră ați pus întrebarea, dar dacă vom reuși până undeva jumătatea anului viitor să lansăm toate licitațiile pe toate tronsoanele de la Comarnic la Brașov, începând cu cea de care aminteam mai devreme, aș mai da vreo 4 ani de după licitații. Adică 2030? Pe acolo. Întrebarea numărul 6. Ce ați alege? Uber sau taxi clasic? N-am o preferință. Ce folosiți mai des? În ultima vreme n-am prea folosit, vă spun sincer. În schimb, de fiecare dată când îmi vine familia, de exemplu, în București, în general folosesc Uber-ul. Dacă se află într-un loc în care există și o stație de taxi, nu evită nimeni. Întrebarea numărul 7. Avioanele private de lux folosite de președinte sunt o cheltuială necesară? Noi am fost tranșant de când a apărut acest subiect și am spus că statul român trebuie să aibă un avion pentru demnitari. Nu doar pentru președinte, pentru guvern și pentru toți ceilalți. Cred că suntem singurii în acest moment, cel puțin din Uniunea Europeană, care n-au un asemenea avion. Și nu trebuie să fugim de chestiunea asta, care poate fi folosit în restul timpului ca să-și scoată cheltuielile și de alt tip, dar mie mi se pare că deja ne ajungem în acea zonă de populism care nu are legătură cu
o realitate. Vă rog să verificați. În Germania, cred că aproape fiecare ministru are o... Nu care însemna că trebuie să facem lucrul ăsta la noi. E de ajuns unul. Întrebarea numărul 8. Ați văzut un aeroport mai urât decât aeroportul Otopeni? În primul rând, n-am cum să răspund pe scurt. Mi-a zis să răspund pe scurt, nu pot să răspund pe scurt, trebuie să dezvolt un pic. Lucrul bun este că un pic s-a făcut curățenie acolo și nu ține de curățenia propriu-zisă, ci curățenia legată de spații și de toate lucrurile pe care dumneavoastră le știți. S-au ținut licitații la Bursa Română de Mărfuri, cât se poate de transparente, cu ridicat, cine oferă mai mult, s-au triplat veniturile, contractele semnate în ultima perioadă, pe tot ceea ce înseamnă duty free-uri, spații în aeroport, înseamnă venituri de 3 ori mai mari decât au fost până acum. De 3 ori mai mari. 2. Aeroportul din București a ajuns la numărul de pasageri de dinainte de pandemie. Așa ce e un lucru bun, de s-a recuperat acea perioadă. În 4-5 ani ajunge la capacitate maximă, ceea ce înseamnă că trebuie să dăm drumul de acum la tot ceea ce ține de construcția unui nou terminal. Mai mult decât atât, ca să răspund direct, n-am fost de acord, dar n-am avut ce face la finalul anului trecut, când tot profitul, și nu doar la aeroportul București, ci și la alte... Și știți foarte bine compania ale statului, acel profit a fost luat de Boloș la bugetul de stat. Să știți că profitul era de vreo 500 de milioane. La o cifră de afaceri la aeroportul București de 1.300.000, dacă nu mă înșesc, peste nu găsesc, 1.400.000, profitul de 500 de milioane. Acei bani erau reinvestiți în aeroport, că nu reinvesteau altundeva. Din păcate au fost luați. Am înțeles situația deosebită la sfârșitul anului trecut, dar nu o să mai înțeleg anul acesta. Deci ne anunțați construcția unui nou terminal în următorii ani. Întrebarea numărul 9. Așteptați trenul în gară și are 180 de minute întârziere. Pe cine înjurați? Pe Grindeanu. E normal. Pe cine e în funcție în acest moment? Să știți că merg și în acest weekend, voi merge cu mașina spre Timișoara, ca să nu dau doar de gară. Și pe cine înjurați? Și dacă cumva se întâmplă ceva pe Valea Oltului, normal că prima reacție e asta. Doar că... De curiozitate, vă răspunde Grindeanu când vă înjurați? Da. Să știți că îmi răspunde, câteodată îmi și spune motivele pentru care, câteodată reacționează de tipul următor, pune mâna pe telefon și zice, bă, ce mama dracului faceți de pe Valea Oltului chestia asta? Și sunt direct, nu mai sunt la companie, de exemplu, la CNAIR. Sunt direct că știu cine lucrează. De ce? Câteodată situații de tipul următor. Credeți-mă că le trăiesc ca orice șofer sau ca orice pasager. Vezi că e oprită circulația, se circulă doar pe un singur sens, dar acolo sunt doar 2, 3, 4 muncitori. Păi scuzați-mă, astea sunt situațiile în care chiar în jur. Când văd că s-a oprit și că sunt utilaje, se lucrează, sunt zeci de muncitori, alea sunt lucruri necesare, care asta este, asta trebuie să facem. Dacă vezi că se oprește circulația și sunt doar două, trei basculante și doi, trei muncitori, normal că nu pot să accept așa ceva și de fiecare dată reacționez. Sper că ceea ce încet, încet am impus, și anume ca lucrări de acest tip care să dea peste cap, care dau peste cap circulația pe culoarele importante din România să se desfășoare în general noaptea. Întrebarea numărul 10. Cine va fi la anul, pe vremea asta, președinte al României? Marcel Ciolacu. Cine premier? Marcel Ciolacu președinte, nu știu premier. Și premier? Nu știu, aia mai înseamnă și alegeri parlamentare, vedem majoritatea. Mă interesează? Nu, am mai spus lucrul ăsta. Nu. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem imediat pentru finalul discuției. Ne-am întors ultima parte a discuției de astăzi cu ministrul transporturilor Sorin Grindeanu. Ne spuneați înainte de pauză, domnule Grindeanu, răspunzând la o întrebare adresată de Florin, că îl vedeți pe Marcel Ciolacu pe anul viitor, pe vremea asta, președinte al României. Da. Premier, rămâne să vedem.
șefia PSD, dacă funcția de premier nu vă interesează, șefia PSD vă interesează? Știți ce mă interesează în primul rând și vă răspund după aceea și direct la întrebare. Mă interesează să avem un congres după anul acest, super anul electoral 2024, să avem un congres la PSD cum am avut și am participat la acel congres undeva în 2001. Nu mi-aș dori să avem congrese de tipul congresele PSD din 2005 sau din 2010, după ce s-au pierdut alegerile prezidențiale. Repet, mi-aș dori să avem congres de tipul congresului din 2001. Asta e principala dorință. Ceea ce ar însemna că avem președinte în România și că suntem într-o zonă în care probabil am devenit vioara întâi în guvernul viitor. Asta îmi doresc. Sigur că orice om politic, ca să răspund direct la întrebarea dumneavoastră, care nu e ipocrit și nu minte, în momentul în care se înscrie într-un partid, cred că într-un final își dorește să ajungă în fruntea acelui partid. Nu e nimic... Ceea ce înțelegem că vă doriți dumneavoastră. Dacă condițiile sunt acelea pe care le-am anunțat mai devreme, nu exclud acea și posibilitate, dar nu e pentru... Nu exclud și în condițiile astea premier, de ce nu? Nu. A mai fost? Nu. Nu cred că e o soluție pe care să o am și nici nu mi-o doresc în perioada asta, dar lăsați-mă să termin. Nu este o variantă pe care s-o exclud. Nu înseamnă că, să spunem, alte variante nu sunt la fel de bune. Le-am văzut, am văzut cum e să fii și prim-ministru, știu și cum e să fii președinte de Consiliul Județean. Faptul că sunt parlamentar de Timiș și sper să îmi reînnoiesc mandatul în această toamnă, până la urmă e cel mai important lucru. Toate celelalte vin după, în funcție de rezultate. Mulțumim foarte mult pentru discuția de astăzi. Mulțumesc și ție, Florin. Doamnelor, domnilor, ne revedem. Numai bine!